Muzica este o limbă universală, spun mai mulți producători de hituri care au venit într-o vizită memorabilă în România. Întrerupem programul obișnuit pentru o transmisiune directă de la castelul Betlehem. Zi-mă. Salutare internet! Nu suntem chiar în direct, dar na, e o înregistrare, așa că sunt foarte entuziasmat pentru că săptămâna asta HAHA Production împreună cu Milk & Honey a organizat un camp extraordinar în care se face muzică. Se scrie, se compune, se înregistrează într-un cadru neobișnuit, adică într-un castel. Muzica este o limbă universală, spun mai mulți producători de hituri care au venit într-o vizită memorabilă în România. Și-au găsit inspirația la un castel medieval din Alba și au creat muzică alături de Smiley. Compozitorii străini care lucrează cu artiști precum Rihanna, Britney Spears, Jay-Z sau Adele spun că s-au îndrăgostit de țara noastră. Suntem la castelul Bethlen Haller, unde HAHA Production a organizat împreună cu Milk & Honey Music Journey, adică un music camp împreună cu 16 artiști, scriitori și producători internaționali. Pentru că săptămâna asta a fost despre ceva, aparent ele pot părea nimicuri, dar pentru mine sunt lucruri pe care eu mi le-am dorit de foarte mulți ani. Iar pentru că n-am stat degeaba și n-am făcut nimicuri, iată-mă la castelul Bethlen Haller, împlinindu-mi visul. Noi căutăm necontenit să învățăm, să evoluăm, să facem ceea ce ne place cel mai tare. Am adus împreună songwriter, producători din alte țări, ca să vedem ce ne iese. Doar scris pe net, Oak Felder. Oak Felder este un producător și compozitor stabilit în Los Angeles, care a colaborat de-a lungul timpului cu artiști precum Rihanna, Britney Spears sau Jessie J. What keeps you going? I'm curious. The next song that I make, is that the one? Okay, no. What about the next one? That the one? Jessica Harlow trăiește la Londra, dar are origini românești. Mama ei este născută la Iași. Did you ever think that you're going to come here to make music? I always wanted to. I just didn't know how it would be, when it would be, and it has exceeded every expectation I could have ever had. I'm so proud to be Romanian. Te iubesc, România. Străinii sunt încântați de tabăra muzicală din Transilvania. I've heard some really, really good songs in this camp, like some really good songs. So I'm so many chances are great. This is probably one of the best song camps I've ever been to, seriously. Walking in between the rooms in this castle, hearing what people are making, it's honestly so inspiring. The quality of the HAHA production producers and songwriters has just been astounding. They've meshed beautifully, the personalities are great, and the quality of songs we're getting is just phenomenal. Music Journey marchează totodată și 11 ani de existență a studiourilor HAHA Production pe piața muzicală din România. Practic, ne-am aliat cu niște forțe din vest, am închiriat un castel, am luat mâncare, băutură, oameni frumoși împreună cu noi și timp de o săptămână facem muzică în continuu. Cam atât despre muzica viitorului. Vă promit că ce o să facem aici o să auziți în curând, din multe surse. Ne întoarcem urechile spre prezent. Ne întoarcem urechile spre muzica prezentului, pentru că tocmai am lansat o piesă nouă. Vodka martini, yellow bikini, poolside day dreaming, what more could I need, oh, just going with the flow. O piesă optimistă pe care să vrei să o asculti o vară întreagă. Am înregistrat reacțiile voastre pozitive, chiar și negative, și vă mulțumim frumos pentru sprijinul pe care ni-l acordați. Și evident, pentru prima 100.000 de vizualizări. Poate până când apare clipul ăsta o să fie 200.000. Iar pentru restul, ne întoarcem privirea spre vest. Acolo e vestul? Sau unde e vestul?
Trecem repede la rubricile săptămânii. Foarte repede. Smiley, omul iese în stradă. Bine ați venit la emisiunea noastră. Salut! Ce faci aici? Stau! Așa? De ce? Da! Salut! A crezut că te ocupi de ceva, nu știu, de campanie sau de chestii genul ăsta? Nu mă ocup de nimic, am ieșit în parc, am zis că mai stau și eu de vorbă cu oameni. Așa, fără niciun motiv? Da! Ok, foarte tare atunci! Să trăiți! Și am realizat că mulți tineri nu înțeleg acest mare beneficiu pe care l-are votul. Și nu se duc la vot, zic că aia nu interesează, bășcălie, chestii de genul ăsta. De vorbă cu Smiley. Hai, de vorbă cu Smiley. Gata, mersi. Și felicitări încă o dată pentru inițiativă. Pare bine că oamenii, adică artiștii, se ocupă și de chestia asta, pentru că România are mare nevoie de chestia asta. Și da, mai ales zici că mai am observat în mediul rural, mai ales în mediul rural, acolo e grav. O să mă duc și acolo. Ce săptămână, nu? Și pentru că nicio săptămână nu e completă, o facem noi. Invitatul săptămânii. Domnul și domnilor, și acum invitatul săptămânii. Pavel Bartoș. Mulțumim frumos. Continuăm. Ai făcut genericele? Păi iar n-avem un generic. Iar pe final, ca de obicei, deși suntem într-un castel, chiar și aici avem probleme la mansardă. Băi, ești prost. Zi, mă, că ăsta s-a pus pe veciu în mijloc cu metroul, ești tâmpit. A, și chiar îl dă? Și ăsta se strâmbă. Ei, cum se strâmbă. Dar nu pleacă de acolo, știi? Mamă, ce bune asta cu cânile, băi, ești prost? Uite, ți-am arătat-o. Ai văzut cum scoate bani în cânile celelalte? Era mod. Aaa, ia să bucură. Yeee, yeah, am găsit-o mărătă. Nu uitați să vă comportați responsabil cu internetul, intrând din când în când și pe Instagram și pe TikTok. Mă găsiți tot la Smiley Omul. Ne revedem săptămâna viitoare, sau cine știe, până atunci, cu bine. Să trăiți. Piii, uite.